Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Poate că din imagini v-ați dat seama că iară ne aflăm în delta Dunării. De data asta ne-am deplasat mai jos de Chilia Veche, suntem în imediată apropiere de Periprava. Și după emisiunea de anul trecut, când am abordat o partidă de pescuit la metod din barcă, ne-am hotărât că o să continuăm emisiunile pe tema asta, pescuit la metod în apă cu curgătoare, dar de data asta o să pescuim de pe mal. Chiar mă bucur că nu pescuiesc din barcă. Cum vedeți, bate vântul, undeva 5-6 grade pe afară. Prognoza nu era așa, dar n-avem ce face, suntem pescari. Deplasarea, filmarea asta era înainte programată în perioada asta. N-avem ce face. O să abordăm exact ce am hotărât, pescuitul la metod de pe mal. Anul trecut am pescuit prima dată la metod pe apă curgătoare. Cum am zis și atunci, nu prea vedeți foarte multe emisiuni sau filmulețe pe tema asta, că încă e la începuturi. Încerc să abordez o partidă de pe mal. Aici totuși o să diferă mai multe amănunte, multe lucruri mărunte, cum ați văzut din barcă. În barcă e simplu, că puteți să folosiți greutăți mult mai mici, că lansați în aval. De pe mal, normal, trebuie să folosiți bețe, scule mai puternice, fire mai puternice și, bineînțeles, greutăți, metoduri mai mari. Dar haideți să lansez și după ce am lansat, mai discutăm și prezentăm și echipamentul. După cum știți, nu prea pescuiesc eu cu două lansete. Suntem în perioada de toamnă, totuși suntem pe o apă sălbatică, nu o apă amenajată, unde deocamdată cu cât mai multe bețe pescuiesc, cu atâta mari sunt șansele să intre peștele, dar mai mult de două bețe oricum eu nu folosesc. Dacă poate că din împlinire intră mai mult pește pe vadă, atunci o să scot o lansetă ca să am loc unde să fac drill-ul mai confortabil, dar deocamdată nu este problema asta. Pescuitul de pe mal necesită un echipament adecvat, adică o bețe mult mai puternice, fire mai groase și metoduri mult mai mari. Important este că unde lansați să rămână acolo metodul, ca să apuce peștele unde se golește metodul să mănânce. Anul trecut, când am făcut filmarea din barcă, deja am și pornit proiectul pentru pescuitul la metod de pe mal și am proiectat niște metoduri cu greutăți extreme, chiar nu o să găsiți la alt producător, de la 100 până la 250 de grame. Am reușit să producem coșulețele metod, ca să fim liniștiți oriunde pescuim și lansăm, metodul rămână în același loc și altfel vă cresc șansele să reușiți să prindeți crapii. Astăzi am adus cu mine două lansete No Limit. Are o putere de lansare până la 250 de grame, de multe ori folosesc chiar și peste 300 de grame, fără nicio problemă. Mulinetele nu sunt mari, sunt relativ undeva de clasa mijlocie, mărimea 6000, nu trebuie să lansăm la 100 de metri, ajunge să pescuim după primul, maxim al doilea prag. Să căutăm pește, asta înseamnă că maxim 40 de metri o să lansăm. Firul principal e firul de la Carp Expert Prestige de 0.25. Folosesc înaintaj de 0.20 textil ca să rezistă la metoduri de 100-150 de grame în lansare, mai ales când e încărcat, depășește 200 de grame, deci firul mono nu o să rezistă, trebuie să folosiți înaintaj. Și important, mulineta să aibă bait runner, că s-ar putea să rămâneți fără lansetă dacă nu sunteți atent. Nada este relativ simplă, folosesc acum cu din seria Big Crab Căpșun, este o nadă broșiatică mai dulce, care încă am mai îndulcit cu aditiv Novac. Trebuie să știți că aditivul Novac e
conține foarte multe zahăr, sirop de zahăr, în care am mai adăugat peleți de 3 mm jumate cu aromă de usturoi. Pe cârlig o să folosesc ex de mărimea 8 mm, 8 și 10 sunt în borcanele pe care îl pun pe bandă, se face un fel de om de zăpadă, cârligul e mărimea 4 din gama Metodron Benzar și folosesc această nadă că e foarte culantă și stă foarte mult pe metod, fără probleme, 15-20 de minute unde lansez, stă acolo. Folosesc două momeli, după cum ați văzut pe prima lansetă am pus ex-ul, pe ăsta o să pun Procure Wafters-ul cu aromă de embutiric, culoare galben fluo, echilibrat exact cu cârligele 4 și 6 și mărimea puțin mai mare decât un porumb natural și să vedem care e mai avantajosă, care pe placul crapilor. Uai, ce agresiv e ciortănelul din Dunăre! Vedeți că Metodex-ul e pe placul ciortanilor. Cum am zis, nada trebuie să fie foarte colantă. Uite, au trecut 10 minute, încă am pe metod. Cârlig relativ mare, în speranța că intră și peștele mai mare, folosesc cârlige mai mari. Ai, ce trăsătură violentă! Ah, opa, asta. Nu-mi vine să cred, cred că ori s-a dus peste celălalt. Așa ceva, dublu drill, frate! N-am scăpat, am... Ops! Mă grăbesc ca să scot și pe celălalt, dacă îl mai am. Hai să vedem! Mai avem celălalt, da? Oh, oh! Am și un cui deja, lău? Na, stai să scot cumva. Nu știu cum am reușit. Na. Nu smar, dar fac sport de performanță deja. N-am crezut că pot să adun așa ciortanii în alul ăsta. Cum ați văzut, în jumătate de minut ambele bețe erau să zboare în apă. Pește nu smar, dar mă distrez, asta e foarte important și trebuie de menținut că vremea totuși nu-i pentru pescuitul crapului potrivită. Dar și asta demonstrează cât de eficace poate să fie pescuitul la metod pe apă curgătoare. Multă lume mă întreabă pe rețelele de socializare cum folosesc eu, cum atașez eu momeala ex de cârlig. O să vă prezint cum leg eu
cârligul și cum folosesc metodexul la pescuit. Neapărat trebuie să folosiți bait bandul și atunci nu aveți probleme că pierdeți momeala, puteți să prindeți 2-3, chiar mai mult pești cu o singură momeală și relativ e foarte simplu. Deci fac nodul nod fără nod, am lăsat firul mai scurt cu care reglez distanța între momeală și cârlig, undeva un centimetru am lăsat, îl mișc puțin firul că e teflonat să fie mai flexibil și e gata legat bait banțul, guma pentru metod pelet se mai zice. Tai capătul mai scurt a firului care am lăsat numai ca să reglez distanța momeală și fac ochetul. Distanța, lungimea de fapt a forfacului, cum am observat anul trecut, trebuie să fie cât mai scurtă. O să fac undeva între 5 și 7 cm, chiar și mai scurt. Am legat forfacul, haideți să vă arăt cum pun momeala în bait bands. Avem un dispozitiv cu care desfac guma și am atașat. Am introdus înăuntru ex-ul. Ex-ul are și un avantaj când stă puțin în apă. De multe ori îl pun un minut, două înainte să lansez, că se umflă. Puțin, un milimetru, doi, dar exact e suficient ca să se facă un fel de om de zăpadă, adică e mult mai sigur să lansez și cu impactul cu care am lansat nu iese din gumă, dar oricum ține bine și cum am zis puteți să prindeți 3-4 prești, cred că la o filmare am avut odată 20 de bucăți chiar pe cu apă amenajată, fără să schimb momeala. Ultimul moment, bineînțeles că n-am fost atent, bait runner-ul nu era pornit, era să iau rămas bun de la băț și nici nu-i pește mare. Tot vă atenționez că trebuie să aveți bait runner-ul decuplat și fac eu o greșeală de asta. Na, și am și scăpat. Am reușit să reglez cumva mecanica nării cum îi place, fac din două dacă se poate, prima dată la jumătate îl presez mai tare și deasupra semitare, așa să zic, că cu impactul cu apa încă nu se dizolvă, dar după ce s-a așezat în 2-3 minute eliberează cârligul. Așa am văzut că totuși face un nor ceva pentru el, că imediat atrage pe peștele acolo. Chiar de multe ori dacă e în zonă, imediat după 4-5 minute am trăsătură. Avem și puțin noroc că a ieșit soarele, vremea s-a încălzit, peștii au început să devină activi.
ce simțit pomul. Nu sunt mari, dar au o forță incredibilă totuși. Încă nu am avut noroc să vină unul mai mare, să vedeți ce poate să facă un crab sălbatic mare. Oh, stai, deja începe să crească talia, îmi place. Trebuie să știți că în concepția mea are mult mai mare valoare mărimea asta de crab sălbatic decât un crab de peste 10 kg prinsă din crescătorie. Nu e ușor să prinzi crab sălbatic, deși în brațul chilia încă este suficient, dar totuși tinse cred că pescuitul în exces și au prea mulți dușmani natural și nenatural, pot să zic, începe să dispară crapul sălbatic, crapul de Dunăre, cum se zice aici, și păcat pentru el. Când am început să umblu pe Dunăre, se prindeau exemplare peste 10 kg frecvent, acum încă se mai prinde, dar e raritate. Văzut că e mult mai mare la prima impresie când am înțepat, că avea o ieșire spectaculoasă, dar totuși mă bucur și pentru ciortanii ăștia, mai ales că apa undeva deja s-a răcit, are sub 10 grade, metodul funcționează perfect. Să nu credeți nici o clipă că este un pescuit pe așteptare, chiar este un pescuit foarte activ. Când intră bancul de ciortan, imediat trebuie să relansez cu ambele bețe, încerc să fac vadul. Maxim aștept un 15 minute cu un băț în apă, dar cel mai probabil dacă am prezentare sau văd că dă în fir sau simt prezența peștilor, atunci încep să relansez în 10 minute. Probabil că bancul de pește care vine aici nu numai sunt crab, sunt și pești mai mici, albitură, care practic mănâncă orice ce pică în fața lor. Astăzi n-am prins nimica de gen, dar asta nu înseamnă că nu sunt în zonă, că umblă împreună cu crapii și probabilitate mare că se gata nadă foarte repede. Deci, trebuie să relansați, cum am observat și eu, e un pescuit foarte activ, trebuie să dăm tot timpul de mâncare. Aici nu pot să clipsez, adică se poate pescui și cu clipsul, dar la distanța asta dau după cum apreciez undeva o toleranță, un metru, hai să zicem, mai mult nu este, cam în același loc, dar e foarte periculos cu clipsul, că poate că uiți și rămân acolo și rămân fără băț, ăla e 100%. Nu trebuie să fie crap record, un ciortan de 2 kg a luat lanseta. Am omis un lucru, nu am povestit nimic deocamdată despre firul cu care pescuiesc. Este o noutate, firul Carp Expert Prestige. Opa. Deci am povestit, am început cu firul Carp Expert Prestige. Este o noutate în domeniul firelor multicolor. E vopsită în jumătate. Incredibil! Mm.
Mreană. Ai, incredibil. No, chiar n-am crezut. Anul trecut am reușit să prind unul la chilia veche. Credeam că e greșeală, dar acum chiar. O mreană frumoasă. Ex cu aromă de usturoi. Cum se vede ex-ul? Cum de s-a agățat colegul în buza de jos. Această mreană m-a oprit puțin din prezentarea firului. Deci, cum am zis, este un fir multicolor care are un colorit cu nuanțe foarte bine determinate. Pe anumite lungimi, undeva 70-80 de centi, e vopsit firul în alb, galben, portocaliu, mai ales că îi dă o vizibilitate atât pe zi cât și în timp de noapte, mai ales când sunteți în drill și căutați unde e peștele în drill, vedeți foarte bine că e foarte vizibilă. Are puțină elongație, de am optat să folosesc aici că firele metod sunt cu elongație foarte mică, dar cred că am imediat un pește, dar asta are o elongație mare și îmi permite ca să câștig ceva teren, mai ales când sunt în luptă face-to-face cu un pește, cum e crapul sălbatic sau acum momentan am avut și o mreană. Am mai bifat o partidă de metod pe apă sălbatică, adică pe apă curgătoare. Am învățat foarte multe, dar eu zic că încă lumina la capătul tunelului încă e foarte departe, deci am foarte mult de învățat încă. La capitolul nadă deja știu cum trebuie să lucreze, cu ce aromă să lucrez, cum să fie particule. De fapt, vorbesc de mecanica nădii mai mult. La cârlige acolo și la momel încă mai trebuie să lucrăm, ceea ce a dat foarte mult și foarte cel mai bine a funcționat pe ziua de azi a fost mixul cu ciocolată portocale, în afară de faptul că am mai luat o mreană cu, am văzut că a tremurat șpițul, stau undeva ca să pot să înțep dacă e cazul, deci randamentul cel mai bun am avut la Metodex de mărimea 10-12 cu aromă de ciocolată, cârlig mărime relativ mare, între 4 și 6. Ceea ce trebuie menținut la o partidă, cel mai important lucru eu cred că e mărimea metodului, ca să fie destul de mare, ca să nu se deplaseze metodul pe jos, să nu meargă în dreapta stângă, unde ați lansat și a coborât acolo să stea, acolo să faceți vadul. Majoritatea pescarilor n-au timp zile îndelungate să nădească un loc să prindă pești mari, dar eu am arătat cum se poate face o partidă pe durata unei zile și să fiți foarte activi, că dacă prindeți 10-15 ciortan, credeți-mă că vă distrați foarte bine și e o partidă pe cinste, mai ales că vorbim de o apă sălbatică. Până la următoarea emisiune, vă doresc fir întins, la revedere!